Wow. Viața cu lui. O familie mare. Nu, au venit. Lui? Nu acum, mamă. Am luat noul număr din justițiarul nopții. Hai, soldat, mișcă! Fiindcă trăiam într-o casă cu 11 copii, n-aveam niciodată locul meu. M-ai auzit? Tatăl tău, adică superiorul tău, vrea să stai jos. Bine, dar micul tău soldat citește. Chiar așa? Citește asta. Mișcă. Fiecare centimetru din casă aparținea deja altcuiva. Lui, vrei să mă ajut să pun masă? Hei, Lui, ascultă asta! Iar credință acestui steag. Nu e bine. Poltolește-te, Tommy, o să-mi vomit prânzul. Te-ai prins? Haide, îți dau un indiciu. E ceva ce spui fiecare zi. Este... Ieși afară din camera mea înainte să te dau eu. Iar credința acestui este absurd. Și aceste republici, pentru ceea ce reprezintă o națiune sub Dumnezeu indivizibilă, liberă și dreaptă. Pentru toți. Aș fi vrut să fiu singurul copil. Ei! Ei! Lui, ce faci? Mă scurg. Hei, ai vrea să mă anunți înainte data viitoare? Wow, o ascunzătoare! În sfârșit găsisem un loc care putea fi al meu. Undeva unde mă puteam ascunde de tot restul lumii pentru ore și ore și ore. Ah! Gata, oameni buni, în camerele voastre! O, tata, n-ai uitat ceva? E vineri. Banii. Bine, adunați-vă! E timpul să-l uscați de bani pe bătrân. Alu? Bine, Danny, uite dolarul tău pentru că nu ai tuns peluza. La una, cred că ție îți revin 75 de cenți pentru folosirea telefonului 24 de ore pe zi. E, Carol, poftim 50 de cenți pentru că nu ai dus gunoiul. Și lui, am uitat ceea ce nu faci tu niciodată. Hei, ce zici să-mi dai și mie ceva? Scuză-mă, n-am vrut să te neglijez. Poftim 25 de cenți, Tommy, pentru că ai 5 ani și nu contribui la nimic. Dar te iubesc oricum. Mulțumesc pentru telefon, doctore Martin. Doctorul Martin? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dragă. Se pare că am o pâiniță în cuptor. Păi scoate-o afară! Cred că s-a făcut pe smet. Nu, Andy, nu e vorba despre aia. Și tu? Eu sunt falit, uscat, nu mai am nimic. Nava SS Andy a fost lovită și s-a scufundat. Nu, Andy, eu aștept un colet. Un colet? Cu ce? Cu fericire, Andy, aștept un colet cu fericire. O să ai un copil, mama? Oh! Ce? Respira adânc, Andy, respira adânc. Încă unul? Ești sigură? Așa a spus doctorul. Casa asta și așa e plină. Abia putem să ținem copiii pe care avem deja. I-ai mai numărat în ultima vreme? Ne descurcăm noi. Întotdeauna ne-am descurcat, doar că facem un plan. Am rezolvat, am un plan. Ne descotorosim de unul dintre ei. Iam eu. Andy, nu vorbești serios. Sigur că nu. Trebuie să scăpăm de 2 sau 3 ca să simțim diferența. Întotdeauna tu ai spus că vrei propria ta duzină. Când ai dreptate, ai dreptate. Nu te îngrijora, sunt sigur că îmi voi iubi nou recrut. Oh, Andy, întotdeauna mă faci fericită. Cine știe, poate că ăsta ne va ajuta la bătrânețe. Da, trebuie să-ți spun, numai ca în zilele bune când puteam să iau alimente și unchiul Sam plătea pentru ele. Acum trebuie să plătesc bani gheață. Am o sugestie. Păi, au trecut 6 ani de la ultima mărire de salariu. Nu crezi că poate e timpul să... Ce spui? Nu e o idee rea. Da, sigur că e mai simplu să scăpăm de unul dintre copii. Copil! De ce ești așa de entuziast? Glumești? Voi avea propriul meu servitor. Copilul ăla va face tot ce spun eu. De ce ar face asta? Pentru că voi fi mai mare decât el, ha? Nu, zău. Nu mai țopăi în pat. Nu-mi poți spune tu ce să fac.
Am terminat. Oricum sunt șanse să nu mai fii pe aici ca să te bucuri de un frate mai mic. Ce vrei să spui? Tata crede că e prea multă aglomerație aici. El și cu mama vor da afară pe unul dintre noi. Câteodată, dar nu astăzi. Tocmai am auzit vorbind pe amândoi. Pot să iau steagul cu mine să o tatuiz? Ce tot vorbești? Nu eu sunt cel care pleacă. Să știi, întotdeauna pleacă cel mai mare. Când s-a născut John, a plecat Sid. Când s-a născut Peter, a plecat Julie. Acum e rândul tău. Ori tu, ori Laura. Și rămâne între noi, dar cred că o plac mai mult pe Laura. Dar nu e destul loc în cui pentru toată lumea. Și cei mai mari pui trebuie să plece pentru a face loc celor mici. Așa, păsările albastre își înmulțesc familiile an după an. Da, lui? Ce se întâmplă cu păsările mai mari? Cu frații și surorile? Pot rămâne și ei cu părinții dacă vor? Nu, lui. Imediat ce păsările mari învață să zboare, părinții îi obligă să părăsească cuibul. Ce... Pa, mamă! Pa, dragul meu! Ține minte să mănânci toate rămele! Mulțumesc din nou, lui! Mult noroc, soldat! Bate tare din aripi și stai departe de pisici! Da! Au! Dar am optat! Înțelegi, lui? Înțelesesem desigur. Înțelesesem că trebuia să mă fac indispensabil în casă sau urma să fie adio lui. Ah, scuze, mamă, poate că nu va observa. Haide, lui, mergem să notăm. Nu pot, trebuie să spăl geamurile, să curăț garajul, să spăl podelele. De ce ai făcut cine ușoreasul? Nimic, doar că mama are un copil. Acum? Are nevoie de ajutor? Nu acum, dar nu vreau să risc. Tata spune că unul dintre noi va pleca și vreau să fiu sigur că nu sunt eu. Hei, lui, să ne trimiți noua ta adresă! Nu trebuia să fii geniu ca să-ți dai seama că planurile mele aveau urmări. Hei, ce se întâmplă aici? Să nu-mi spuneți că luați măsurile pentru o cadă nouă. Da, dragule, încercăm să vedem cum putem să mai facem loc. Mi-am dat seama că singura mea șansă era să aflu de unde vine bebelușul ca să-l pot trimite înapoi. M-am dus chiar la sursă. Și apoi se îngrașe și mănâncă mult, iar burta ei se face foarte mare și 9 luni mai târziu se naște copil. În niciun caz, mama și tata n-ar face asta. Evident, era vremea să găsesc o sursă nouă. Se duc la o plantație de verze, se plimbă până o găsesc pe aia pe care o vor, dau la o parte frunzele și iau copilul, e simplu! După ce am auzit povestea ridicolă a lui Ginny, asta măcar avea ceva sens. Totuși nu eram convins. Fii serios! Nu ți-a spus nimeni până acum povestea cu barza uriașă? Mamă, pot să te întreb ceva? Orice, lui! De unde am venit eu? Păi ai fost născut chiar aici, în Cedar Knoll, ca și restul familiei. Nu, vreau să spun pe unde am venit eu. O, înțeleg. Păi mai bine îl întreb pe tatăl tău când se întoarce acasă. Hai de apărare, mișcă-te! Ce zici de fundașii ăștia? Nu sunt buni de nimic! Da, ce zici de fundașii ăștia? Auzi, uite o întrebare interesantă. De unde vin fundașii? Din Green Bay, oricine știe. Uite, altă întrebare interesantă. De unde am venit eu? Tu ce crezi? Ești un Anderson lui din cap până în picioare. Aparții uneia dintre cele mai vechi și mai bune familii care a ajuns în America. Adică? Pe vremea când străbunicul Anderson a plecat din Norvegia. Da, 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 știu. Atunci de ce mă mai întrebi? Pentru că vreau să știu cum sunt născuți copiii. A? A... Bine, lui, e cam așa, dragostea e război, sau războiul e iad. Atunci înseamnă că dragostea e iad. Tata. Oricum, gândește-te la tata ca la o armată invadatoare și mama e, să zicem, Franța. Tata atacă plaja Normandiei, trimițându-și toate trupele pe nave amfibii. Unele trupe se lovesc de mine, altele sunt capturate, iar multe sunt doborâte de inamici. Dacă un singur soldat se strecoară în teritoriu, atunci obții un copil. Și așa ai obținut o medalie Inima Purpurie? Da, pe toate 7. În sfârșit le-am pus cap la cap.
Francezii sunt atacați de berze uriașe. 4.000 de soldați atacă plajele Normandiei în amfibii. Străbătând drumul până la plantația de verze prin gloanțele inamice și, în sfârșit, unul singur rămâne în picioare. Gata, tinere! Tu vii cu mine! Hei, tricoul meu cel nou! Domnule Anderson, în timp ce salut seta de cunoaștere, mi-e teamă că nu pot lăsa miracolul nașterii să fie tratat în termen de invazie, explozie și distrugere în masă. Hei, faptele sunt fapte! Și de unde mai exact ai aflat aceste fapte? Firește că știu care e diferența dintre unii soldați și alți soldați. Lui e doar puțin năucit, asta-i tot. Ei bine, se mai întâmplă. De aceea cred că ați putea fi interesat de ultima mea carte. Cum să le spui tinerilor de unde vin copiii? De mitizarea plantației de varză și altor povestiri. Cred că nu. Pentru numai $15, dumneavoastră și doamna Anderson aveți ajutorul necesar. Na, ce vrei să spui? Eu am 11 copii. Serios? Și toți cred că au venit de pe un câmp minat care a explodat în Franța? Lui, cred că e timpul să avem o discuție. Tata ne-a spus deja tot. Nu vreau să vorbesc cu tine despre bebeluși. Amândoi păreți îngrijorați despre noul frate și mi-ar plăcea să fiu sigură că mă pot baza pe voi ca ajutoare. Vreau ca amândoi să vă prefaceți că oul vostru este bebelușul. Mama lui a spart bebelușul! Vedeți? Sunt fragile, exact ca și noul bebeluș. Dar odată ce ați învățat să aveți grijă de oul, veți fi gata să mă ajutați pe mine să am grijă de copil? Știam eu ce se întâmplă. Asta era ultima încercare. Cine își păstra oul mai mult putea să rămână acasă. Se întâmplă ceva dacă îi dau un nume oului? Sigur că nu, Tommy. Bună idee. Deci voia să joace dur. Puteam să joc și eu acest joc. Eu îi voi da oului meu două nume și îl voi lua la școală cu mine ca să învețe cum să fie un om mare. Ce gând frumos, lui. Dar ai grijă ca oul tău să rămână teafăr și nevătămat? Asta-i scopul. Poți conta pe mine, mamă. Ăsta este un ou nebătămat. Pa, Tommy. Pa. Pa, mamă. Nu uita oul. Mamă, lui Duncan îi mai e foame. Pe al meu îl cheamă Andy Aura după mama și tata. Oh, ce frumos. Poți să-i mai dai lui Duncan niște carne? He? Ce îmi spui, Duncan? Ai alergie la mâncare? Bine, lasă că termin eu în locul tău. Hei, mama, am învățat cum să-l fac să râgâie, uite! Foarte bine, Tommy. Ei, bine, eu l-am învățat cum să râgâie singur. Eu am învățat cum să-i schimb scutecele oului. Și? Oul meu e deja învățat. E un ou geniu. În dimineața asta l-am învățat cum să meargă. De ajuns cu ouăle. Dacă voiam o familie de ouă, mă însuram cu o găină. Andy, nu te simți bine? Nu te îngrijora, dragă. Trebuia doar să mă descarc. Poftim, vrei locul meu? Stai jos, mă simt bine. Mă întrebam doar, ai vorbit cumva cu domnul Applegate astăzi? Am vrut să... Dar chiar când mă îndreptam spre biroul lui, a intervenit ceva. Prânzul meu. Trebuie doar să-ți mai întărești puțin încrederea, asta-i tot. Stai să-ți arăt ce vreau să-ți spun. Deci, tu ești tu și tu lui ești domnul Applegate. Adică eu pot să fiu șeful lui tata? Asta e ridicol! Are dreptate! Eu ar trebui să fiu șeful lui tata! Hai, Dandy, de ce nu încerci? Nu-i voi cere fiului meu o mărire! Nu fi glumeț, îi cer domnului Applegate. Haide, încearcă! Păi... Eu... Haide, Anderson, zi o dată. Sunt un om ocupat. Eu vreau o mărire. Ce spuneți? Nu. Nu? Pur și simplu nu? Dă-te în camera ta. Ești concediat. Ce? Cine crezi că ești? Lui? Andy? Calmați-vă. Să mă calmez? Lui tocmai m-a concediat. Stai să văd dacă te pot ajuta, dragul meu. Eu voi fi tu de data asta. Mai întâi vreau să vă mulțumesc că m-ați primit astăzi, domnule Applegate. Desigur, vreți să beți ceva?
De fapt, am ceva important de vorbit cu dumneavoastră. Spune. După cum știți, lucrez aici de 17 ani. Sunt cel mai bun instructor pe care l-aveți și, confidențial, soția mea așteaptă unul mic. Deci îmi puteți mări salariul? Sigur, ce naiba, iubesc copiii. A, e o nebunie! Ea primește mărirea! Eu sunt cel care lucrează! Trebuia să te gândești la asta înainte să mă trimiți în camera mea. Ce mai faci acum? Am spălăul pe dinți. E timpul să nu mai fii așa de lingușitor, Tommy. Mama nici măcar nu e aici. Și oricum bebelușii nu au dinți. Ba au! Ba n-au. Tommy? Ăsta a fost oul tău? Și așa întrecerea luase sfârșit. Câștigasem. Urma să rămân. Și apoi, dintr-o dată m-am schimbat. Tommy, ăsta e oul tău. Eu l-am scăpat pe al meu. Cred că trebuie să mai lucrez la chestia cu responsabilitatea. Lui, ce faci? Nu te îngrijora, voi pleca din calea ta imediat. Compule, ce s-a întâmplat? Nu mai sunt un copil, mamă. Știu cum e viața. Trebuie să plec. Lui, ce s-a întâmplat? Despre ce vorbești? Tata a spus că nu-i destul loc pentru toți. Și asta a fost înainte să-ți distrug florile, să-ți strig rufele și să pic testul cu oul. Lui, era doar un nou. Duncan Joseph era mai mult decât un ou. Era un prieten, un adevărat companion. Cred că ți-ai luat oul cam prea în serios. Știu că nu mă vrei pe aici după ce se naște copilul. Nu te învinovățesc. Sunt un spărgător de ouă. Lui, noi te vom dori tot timpul. Noi nu-i alungăm pe copiii noștri. Mei, atunci cum e cu Sid, Charlie și Julie? Ei nu au fost rugați să plece. Crescuseră. Și oricum ei au avut să plece. Vei fi un frate mare extraordinar. De fapt, ești deja. Da, încearcă să-i spui asta lui Duncan Joseph. Știu ce ai făcut pentru Tommy. Ai schimbat oul cu el. Te-a spus? Eh, oricum odată trebuie să primești lovitura. Și el e copil. Nu ar supraviețui niciodată pe străzi. Eu și tatăl tău suntem foarte mândri de tine și te iubim foarte mult. Unde sunt toate conservele? Pentru numele lui Dumnezeu, dacă îl găsesc pe cel care mi-a furat conservele cu chili, nu mai răspund pentru faptele mele. No. Poftim, șeful. 5 cenți? De ce? Am primit mărirea astăzi. Oh, e minunat, Andy! Sunt tare mândră de tine. Mulțumesc, inimioară. N-aș fi putut să fac fără voi. De asta primiți toți câte ceva. Minunat! E exact a ta lui! De fapt, ea e chiar a lui. Hei! Ce? Pot să-ți cumperi unul nou cu banii primiți, micul meu host de chili? Andy, e nemaipomenită! Mă tem că nu mai avem nevoie de asta o vreme. Nu încă, dar când vine copilul. De fapt, am fost la doctor astăzi. Se pare că nu vom mai avea niciun copil. Ce? Se pare că a fost o greșeală la cabinet. Dar putem să o felicităm pe doamna Brown de pe strada noastră. Oh, și eu tocmai mă obișnuisem cu ideea. Haide, soldați, totuși mai avem o armată. Dar, tată, niciunul dintre soldații tăi nu a ajuns. De data asta. Nu trebuia să fii un general cu 5 stele ca să-ți dai seama că tata plănuia altă surpriză pentru Franța. Și eu nu eram surprins că îmi doream ca soldații să ajungă de data asta. Oricum, nu trebuie decât unul. Andy, de ce citești aia? Vreau să fiu pregătit, în orice caz. Spune-mi, iubito, ce spui de numele Jimbo, nu? Ha. Da, de ce nu m-am gândit mai devreme? Ce ai zice să-i spunem general? Mă crezi? E minunat! General Anderson! Și dacă e fată? Ei spunem soră, sora Anderson. Așa îl vom ține departe pe Grunwald de ea și eu pot dormi liniștit noaptea. Perfect!